Pacea Domnului, dragi frați și surori, în oarecumva și meditația care o să avem în dimineața aceasta cu ajutorul Domnului, tot în aceeași idee o să fie în a analiza suferința și speranța. Binecuvântat să fie Dumnezeu Iehova, singurul creator al Universului, Domnul Iisus, Prințul Păcii, prin care avem răscumpărarea, prin care avem iertarea păcatelor. Citim în Coloseni 1, de la 9 la 14. De aceea și noi, în ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi, să cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui. În orice fel de înțelepciune, de pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să vă purtați în chip vrednic de Domnul, să-i fiți plăcuți Lui în orice lucru, aducând roade, în tot felul de fapte bune, crescând în cunoștința Lui Dumnezeu, întăriți cu toată puterea, potrivit cu stăria slavei Lui, pentru orice răbdare, îndelungă răbdare, bucurie. Mulțumim Tatălui, care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea Sfinților în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, ne-a strămutat în împărăția Fiului, dragostei Lui, în care avem răscumpărarea și prin sângele Lui iertarea păcatelor. Dragii mei, nu există cuvinte să exprimăm tristețea, să exprimăm suferința, dezamăgirea, necazul, durerea care se află în inimile celor care își pierd pe cei dragi. Există părinți, există văduve, există orfani care strigă în permanență și ridică privirea înspre cer și strigă în fiecare zi unde este tata, unde este mama, unde este fiul meu, fiica mea, care se întreabă pentru ce este atâta moarte, pentru ce este atâta nedreptate, pentru ce este atâta rău în lume. Ei se întreabă de ce tocmai eu și care este scopul acestor lucruri până la urmă. Aceste lucruri se întâmplă zilnic în lume. Se întâmplă și printre cei credincioși, la fel ca și printre cei necredincioși. Nimeni nu are nicio scăpare față de aceste lucruri. Copiii rămân orfani, oamenii mor, mulți, din păcate, mor fără speranță. Dar un creștin sincer, un copil al lui Dumnezeu, trebuie să aibă o speranță în învierea morților. Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și al lui Iacov este acela care va aduce înapoi pe cei dragi. Cei care rămân în viață pot fi alinați doar de un singur medic suprem. Sau mai nou, cum i-am putea zice, de marele psiholog. Fiecare om are nevoie de a discuta cu cineva. Trebuie să mergi la psihologul cel mare care are toată cunoștința la Dumnezeu, prin Iisus Hristos. Inima frântă poate fi alinată sau poate continua să bată doar în acest fel. Oricare dintre noi, dragii mei, suntem doar un abur și într-o fracțiune de secundă, bucuria poate să fie înlocuită cu necaz. Într-o fracțiune de secundă, suferința își poate face loc în viața omului. Și atunci ce ne rămâne? Ne rămâne doar o credință sinceră în momentul suferinței. Ne rămâne doar o credință bazată pe Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu care trăie parcurs zilnic. Așa cum citeam în primul verset din Coloseni, trebuie să ajungem să creștem în cunoștința lui Dumnezeu. Păi, dragii mei, numai dacă parcurgem cuvântul, ajungem să creștem. Dacă nu-l parcurgem, nu putem crește. Și atunci, această credință sinceră, bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, alături de rugăciunea noastră din cămăruța fiecăruia, doar prin meritul lui singurului avocat, Domnul Iisus Hristos, poate să ne ducă cauza astfel în fața Tatălui, poate să ne dea o speranță în continuare, în învierea morților, în împărăția sa glorioasă care va fi stabilită pe acest pământ în curând. Așa cum aminteam, cu ajutorul Domnului, o să dezbatem câteva idei despre suferință, despre scopul suferinței și despre speranța care o avem. Primul punct de discuție ar fi suferința care există la tot pasul. Vă știți că nu există om pe pământ care să nu sufere sau să nu fi suferit vreodată. Familiile sunt pătrunse de suferințe. Necazul, tristețea, sunt parte zilnică a vieții. La un moment dat, omul chiar ajunge să se obișnuiască cu suferința. Dumnezeu a permis suferința ca parte a vieții noastre și ca efect al păcatului adamic și, de fapt, a neascultării. Și acum, de fapt, ce este suferința aceasta? Oare este ea îngăduită sau nu de către divinitate? Are suferința un folos, un scop? Ajută ea la ceva?
Pentru că noi știm că în paradis omul a fost creat perfect și a fost creat în bucurie, n-a fost creat în suferință și să sufere. Nu așa a fost scopul omului în paradis. Dar pentru că nu a ascultat, a intrat necazul în lume și a intrat păcatul și astfel suferința este parte, componentă a vieții omului până la sfârșit, până la mormânt, până la moartea adamică. Deci durerea, necazul, moartea, suferința, boala, toate sunt rezultate ale păcatului adamic. Ce este interesant este că oamenii, ca ființe biologice, să vedeți un lucru interesant, dacă n-ar simți durerea, am fi în pericol mare. Pentru că, având terminațiile nervoase, la mâini, la picioare, la piele, la chiar și simțind pericolul, omul are și un simț al pericolului, probabil, îi se spune creierului cum să acționeze și creierul trimite la mușchi instant acțiunea. De exemplu, dacă am ajunge din greșeală cu mâna în foc, dacă creierul n-ar acționa mușchi instant să tragi mâna, mâna ți s-ar arde, s-ar carboniza, probabil chiar la amputație. Deci tocmai pentru că n-am simțit durerea. Deci vă dați seama cum Dumnezeu atotputernic a permis durerea în corpul omului ca să ne ajute. Deci durerea să ne ajute. Utopic. Nu știu, mi se pare ciudat. Și când te gândești, se pare ciudat. Deci a permis durerea ca să te ajute. Cum adică să te ajute durerea? Simplu. Ți-ai ține mâna în foc 5 secunde, 10, arsură de gradul 4, ți se amputează membrele. Și n-ai rezolvat nimica. Dar tu nu simți durerea. Deci ca un robot. Deci nu, Dumnezeu n-a lăsat lucrurile așa. Deci este foarte important că Dumnezeu a, nu știu cum, a lucrat ca să folosească și lucrurile acestea naturale în scopuri bune. Bineînțeles că Satan aici intervine și el și își face partea lui de lucrare, din păcate. Deci așa cum am amintit, Adam a fost creat în fericire, el a fost, locuia în fericire, deci el nu locuia într-o zonă a durerii sau într-o stare de durere. El, dacă asculta de Dumnezeu, cel mai probabil că Iisus nu trebuia să vină și să moară pentru noi. Pentru că nu era o viață pierdută, nu era ce să echilibreze balanța. Dar pentru că nu a ascultat, astfel nefericirea, suferința și moartea au urmat. Citim în Genesa 3, 16 și 19. Voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copii, în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea și așa mai departe. Așa a fost sentința. Haideți să vedem câteva exemple scurte de suferință în Biblie. Al doilea punct de discuție. Noi știm că în Scriptură avem multe exemple de suferințe. Între poporul Domnului, între profeți, între apostoli. Dar exemplul suprem este Domnul Iisus. Domnul Iisus a fost exemplul suprem de suferință pentru noi. Și de ce? Pentru că El a suferit pe nedrept, pentru că El a suferit enorm de mult pentru toți, pentru întreaga omenire și ce e cel mai interesant, a suferit pe când noi eram păgâni. Considerați păgâni și neîmpăcați cu Dumnezeu. Și astfel, noi știm că suferința Domnului Iisus a atins culmea maximă la Golgota, când și-a predat viața în mâinile Tatălui. Citim acest lucru în Isaia 53. Isaia 53 este un capitol care evreii nu-l prea citesc în sinagogi ca să nu creeze dispute. Și ei nu recunosc că aici vorbește despre Domnul Iisus, rabinii mai ales. Dar oamenii de pe stradă, întrebați, poate v-am mai spus eu lucrul ăsta, ziceau că nu-i despre cine se vorbește aici decât despre Domnul Iisus. Ziceau evrei de rând. Sunt evrei de rând care își dau seama că despre Domnul Iisus se vorbește în Isaia 53. 53 cu 3 și cu 10. Disprețuit, părăsit de oameni, om al durerii, obișnuit cu suferința. Dați seama de ce obișnuit cu suferința. Interesant lucru. Să ajungi să trăiești suferința să fie parte din tine. Acum că suferința ta este partea corpului tău, partea familiei tale sau partea familiei credicasă credinței, omul tot suferă, are compasiune, că și Iisus, când a mers la Lazar, plângea. Deci plângea, tot suferința e și aia, că suferi pentru celelalte membri din casa credinței. Nu se poate să nu suferi. Deci obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el, noi nu l-am băgat în seamă.
cred că mai jos, amănam exact versetul, dacă e de la 10, Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o semânță de urmaș, va trăi multe zile, lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. În situația actuală a lumii, trebuia Iisus să sufere și să moară. Da, trebuia, dar nu ca vinovat. El n-a murit ca vinovat, el a murit ca vinovatul să fie reabilitat. Trebuie ca urmașii lui Iisus să sufere? Bineînțeles că trebuie, pentru că noi trebuie să-L urmăm pe Domnul Iisus. Dar nu pentru că suntem răi, nu de aia trebuie să suferim ca și creștini. Suferim din cauze ale adevărului, suferim din cauze că faci binele când lumea dorește să faci răul. Iisus asociază suferința actuală pentru El cu fericirea viitoare. În Matei 5, de la 10, fericiți veți fi dacă pentru mine veți suferi. Un alt exemplu interesant de suferință este, până la 12 mi-a trecut mie, dar un alt exemplu de suferință este Iov. Citeam zilele astea în cartea lui Iov și o să expun câteva versete. Sunt câteva versete parcă care nu le-am citit niciodată și o să vedeți la ce mă refer. Nu știu, deci am citit mai multe ori, dar parcă câteva versete niciodată nu le-am văzut. Și acum să vedeți dacă voi le-ați văzut. O să vă zic când le citesc alea. Acum citim mai ideea lui Iov despre suferință în Iov 7, de la 2 la 8, de la 4. Cum suspină robul după umbră, cum își așteaptă muncitorul plata, așa am eu parte de luni de durere și partea mea sunt nopți de suferință. Mă culc și zic, când mă voi scula? Când se va sfârși noaptea? Apropo, sunt dintre voi, probabil, care aveți noaptea anumite, stare de veghe, în care organismul se trezește și atunci reflectezi anumite lucruri, că așa e omul, pe măsură ce înaintează în vârstă. Și mie mi se întâmplă câteodată, cred că atât mai mult la voi, care câteodată, în înaintarea în vârstă, se poate întâmpla ca organismul să păstreze anumite perioade din noapte pentru veghe. Și acum veghea aia, e interesant, cum amintea și poate lui Iovul câteodată, atunci apare un moment de licărire, apare un moment de creație, apare un moment de comunicare cu divinitatea, care e ceva deosebit. Iov zice mai departe, mă culc și zic, când mă voi scula, când se va sfârși noaptea? Și mă satur de frământări până în revărsatul zorilor. Citim tot despre profeți și despre Iov, amintește și în Iacov 5, de la 10. 10, 11, 13. Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul. Cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Este vreunul din voi în suferință? Ce îi spune? Să se roage. Și acum să vedeți versetele care apar în cuvântarea lui Elihu, peste care am citit, dar peste care probabil am trecut fără să-mi dau seama. Dacă citim în Iov 33, de la 19, Iov 33 în general, tot capitolul interesant, dar de la 19 dacă citim, zice așa că este, și prin durere este mustrat omul în culcușul lui, când o luptă necurmată îi frământă oasele. Atunci este greață de pâine, chiar și de bucatele cele mai alese, carnea îi se prăpădește și piere, oasele care nu îi se vedeau rămân goale. Sufletul îi se apropie de groapă și viața de vestitorii morții. Și acum să vedeți cum apare aici o secvență care are dublă, din punctul meu de vedere, are dublă însemnătate. Dacă, deci apare vestitorul morții, vestitorii morții, cum scrie. Deci apar ei. Și acum zice așa, dacă se găsește în un înger mijlocitor pentru el, unul din miile acelea, care vestesc omului calea pe care trebuie să o urmeze. Deci îngeri care vestesc omului calea pe care trebuie să o urmeze. Probabil acei îngeri chiar există și comunică cu
noi și noaptea, din punctul meu de vedere, că cine îți poate pune în gând noaptea o anumită idee ca să o notezi sau să reflecți la ea sau să te apropii de Dumnezeu. Vestesc omului calea pe care trebuie să urmeze. Dumnezeu se îndură de el atunci și zice îngerului. Numai un pic. Așa, da. Zice îngerului, că am notat tot versetul. Izbăvește-l ca să nu se coboare în groapă. Am găsit un preț de răscumpărare pentru el. Și atunci carnea lui se face mai fragedă ca în copilărie, se întoarce la zilele tinereții lui. Dumnezeu mi-a izbăvit sufletul. Asta cred că e mai jos versetul, am sărit peste ceva versete. Mi-a izbăvit sufletul ca să nu intre în groapă și viața mea vede lumina. Și acum ascultați ce versetul următor. Acestea le face Dumnezeu de două sau de trei ori omului ca să-l ridice din groapă și ca să lumineze de lumina celor vii. Eu n-am mai știut lucrul ăsta niciodată. Deși le-am citit, nu le-am văzut niciodată. Dar interesant cum zice Elihu aici. E interesant că în aceeași idee se vorbește și în Psalmul 34:7, că Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și îl scapă din primejdie. Bineînțeles că Domnul Iisus a fost ispitit cu treaba asta. Deci nu mă duc și să ispitesc pe Domnul să mă arunc, că Domnul mă păzește. Nu asta e ideea. Dar ideea este că într-o încercare sinceră și când creștinul e sincer, poate exista acel înger despre care vorbește și care, să nu zic că negociază, dar așa cumva, zice că mijlocește pentru el un preț de răscumpărare. Asta dacă luăm individual în viața de zi cu zi. Dacă luăm pe ansamblu ca omenire, s-a găsit Domnul Iisus să fie mijlocitor și să aducă prețul de răscumpărare pentru toți. Deci de aia ziceam că are dublă semnificație din punctul meu de vedere. Îngerul acela mijlocește de două sau de trei ori în viața omului, așa cum scrie. Nu știu pentru voi, poate și pentru fratele Nelu mijlocit acum un înger. Pentru mine o mijlocit la fel, am simțit. Deci eu cred că există aceste situații în care anumite ființe spirituale luptă împotriva ființelor spirituale a răului și a duhurilor de boală sau duhurilor de duhurilor răutății, tocmai care vor să distrugă și atunci probabil pentru o anumită perioadă, că bineînțeles că toți suntem datori cu moarte, dar probabil pentru o anumită lucrare, nu se știe. Și Iov trebuia să fie salvat, tocmai ca să semnifice cumva și ceva mai mare, ceva mai măreț. Fie salvarea întregii omeniri, fie salvarea creștinului în viața prezentă, fie simbolul împărăției la sfârșit, când binecuvântarea va fi mai mare ca la început. Un alt om al suferinței este Apostolul Pavel. Nu o să amintim multe lucruri despre el, doar două versete amintim. Ele sunt un exemplu mare de statornicie, de credință în suferință și în necaz. În Roman 5, de la 3 la 5, citim așa. Ba mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejde. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Deci ați observat cum calea este prin bucurie în necaz. Acum, în principiu, când probabil la începutul căii credinței, sau pentru un om care nu parcurge Sfânta Scriptură, e un pic utopic și un pic ciudat să spui, eu mă bucur în necaz. Cum să te bucuri în necaz? Nu se poate să te bucuri în necaz. Dar dacă știi că necazul e permis de Dumnezeu în viața omului, pentru un anumit scop, e permis pentru o întărire a caracterului, poate. Poate e permis pentru o lucrare care nu o vede omul atunci, dar o vede ulterior, peste ani de zile. Atunci, după aia, poate să apară acea bucurie, care, de fapt, nu e o bucurie care o vede lumea ca bucurie. Lumea vede bucurie acele momente, fracțiuni de momente în care apar satisfacții. Acele satisfacții de momente, cum zice fratele, în care organismul este inundat probabil din cauza adrenalinei și din cauza hormonilor, inundat de niște hormoni a fericirii. Dar de fapt hormonii aia a fericirii
Pentru un creștin sincer, aproape că sunt în permanență, numai momentul când citește Sfânta Scriptură și își dă seama de cât de slab e el, cât de mult îl ajută Dumnezeu, cât de mare e Dumnezeu și de mult face pentru întreaga omenire și așa mai departe. Și observăm că această încercare, până la urmă aduce o răbdare mare și aduce o biruință. Deci la sfârșit este important să fim și biruitori. Și toate aceste lucruri se pot desfășura doar dacă, încă o dată mă repet, doar dacă suntem sinceri. Eu cred că în momentul în care apare fățărnicia, în momentul în care apare mândria spirituală, în momentul în care ne vedem mai presus de alții, eu cred că suntem în pericol mare și nu se duce sinceritatea și se duce izbânda. Și de aia trebuie în permanență să fim într-o stare de rugăciune a vieții și de stare de învățăcei. Citim tot în Romani 8, de la 17 la 18, unde zice așa: și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, așa este important, deci este foarte important că apare suferința. Și de ce? Ca să fim și proslăviți împreună cu El. Și acum Apostolul ne dă o cheie care e foarte mare pentru tot scopul acesta suferinței. El zice așa, că nu socotește ca suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie pus alături de slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Deci dacă punem în balanță suferința și slava viitoare, dacă punem în balanță micul nostru prezent dureros de acum și eternitatea care nu are paranteze, care e deschisă, nici nu le putem compara. Deci nu, sunt lucruri care nu se pot compara. E ca și mai compara mere cu pere. Deci nu se compara așa ceva. Dumnezeu cumva trebuie să ne conștientizeze de lucrul ăsta pe parcursul căii noastre, pentru că de la început nu ne putem da seama, pentru că trupul se luptă. Noua creatură vrea să fie așa, dar vechea creatură se luptă și vechea creatură își cere drepturile și așa mai departe. Deci am discutat câteva exemple scurte de suferință din Biblie ale Domnului Iisus, ale lui Iov și ale Apostolului Pavel. Următoarea idee este atitudinea omului în suferință. Dacă citim în Ioan 16:21, zice așa: femeia, când este în durerile nașterii, se întristează pentru că i-a sosit ceasul. Dar după ce a născut pruncul, nu își mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume. Surorile care au născut își dau seama ce înseamnă acest lucru. Și chiar și tații își dau seama numai din discuții. Durerea este uitată după ce apare bucuria. Un lucru extraordinar. De ce e extraordinar? Pentru că așa a fost creat creierul omului. Creierul omului a fost creat ca să poată uita suferința trecută. Așa am fost creați, inteligent, ca în creier să nu se stocheze și să se readucă în permanență toată suferința. Dacă s-ar readuce în permanență, într-una suferința, am fi doborâți, pentru că nu suntem mașini, suntem oameni simpli. Și atunci așa ai făcut creierul omului și s-a amintit în Scriptură versete, că trebuie să uiți, trebuie să dai uitării, trebuie să ierți. Tocmai de aia, pentru că așa se poate aplica vindecarea, numai așa poate fi vindecarea și poate să ia loc bucuria, să ia locul suferinței. Dar ce facem atunci când ne aflăm în timpul suferinței? Cum reacționăm în acel moment? Cum gândim? Cum vorbim? Dacă citim în Neemia 9:27, atunci i-ai lăsat în mâinile vrășmașilor lor care i-au apăsat. Nu vorbește despre evrei, dar se aplică și generic. Dar în vremea necazului au strigat către tine, tu i-ai auzit de la înălțimea cerurilor și în îndurarea ta cea mare le-ai dat izbăvitori care i-au scăpat din mâinile vrășmașilor lor. Deci în momente de necaz omul tinde să strige. Unii strigă către cer, unii strigă către Dumnezeu. Dar toți vor să se adreseze cuiva să vadă care-i motivul
suferințelor, motivul morților în familie și așa mai departe. Dar se pune întrebarea, am putea și frate Nelu la început, avem noi cumva motiv să cerem noi cumva socoteală lui Dumnezeu pentru anumite lucruri? E riscant să cer socoteală lui Dumnezeu. Pentru că sunt, nu, eu am două versete care le pot aminti, sunt mai multe în Biblie. Și versetele sunt așa, în Iov 33 cu 12 și 13. V-am zis că Iov 33 e interesant capitolul. Eu voi răspunde că aici n-ai dreptate, așa zice Elihu, zice lui Iov. Căci Dumnezeu este mai mare decât omul. Vrei dar să te cerți cu El? Pentru că nu dă socoteală fiecăruia pentru faptele Lui? Să nu ne aflăm în starea să ne certăm cu Dumnezeu, să ne aflăm în locația aia, în timp, cândva, să ne certăm cu Dumnezeu. Sau amintește Apostolul Pavel în Roman 9 cu 20. Dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut, pentru ce m-ai făcut așa? Și așa mai departe, continuă versetul. Eu am mai amintit niște idei dintr-o carte, ne-am mai amintit într-o vorbire, poate chiar și aici, o carte scrisă de un evreu și aș vrea să vi le citesc pentru că sunt extraordinare. E o carte scrisă de un evreu, Victor Frankl, în care el vorbește despre căutarea sensului vieții, omul în căutarea sensului vieții. M-am mai amintit și le recitim, că și eu mă bucur totdeauna când le citesc. Deci un evreu care este doctor în neurologie, psihiatrie, la Universitatea din Viena, 25 de ani, șeful clinicii, și a trăit experiența anilor din lagăre, în Auschwitz și Dachau, și în timpul suferinței îndurate și din cauza suferinței, el a pus la punct o viziune din asta psihoterapeută numită sub numele de logoterapie. Această logoterapie ce înseamnă? Înseamnă că forța motivațională sau motivatoare fundamentală a omului, deci care e forța care îi dă puterea, e căutarea sensului vieții. Deci ei în lagăr n-aveau niciun scop, niciun sens, numai dacă aveau sensul să găsească care e scopul durerii, de ce să află ei acolo, ei așa au putut să treacă peste momentele respective. Și acum să vedeți ce zice Victor Frankl. Zice că omul poate să-și păstreze o rămășiță de libertate spirituală și independență în gândire, chiar și în momente și în condiții groaznice de stres fizic, psihic, în felul în care ei au trăit în lagărele de concentrare și în felul în care se desfășurau lucrurile acolo, ei își aminteau că erau dintre aceia care treceau din baracă în baracă și îi mângâiau pe ceilalți. Vă dați seama? Deci erau oameni evrei care mângâiau alți evrei, dar numai câțiva. Și le dăruiau câteodată ultima lor bucățică de pâine, că știi că își salvau. Ei își salvau pâinea, că cine știe când le-a mai dat. O dădeau la alții. Și zice așa că poate că or fi fost puțin la număr aceia. Dar ei sunt îndeajuns ca să dea dovadă că omului îi se poate lua totul, mai puțin un lucru. Ultima dintre libertățile umane, respectiv aceea de a-și alege propria atitudine în fața unui set de împrejurări date. Deci în fața durerii tu alegi să ai bucurie, așa cum scrie, cum am citit, Apostolul Pavel zice, bucurie în necaz. E decizia ta, nimeni nu-ți poate lua decizia asta. Nimeni poate să-ți ia orice, să te dezbrace, să fii ca și cum te-o scos, nimic, să nu mai ai nici pământ, nici casă, nici mașină, dar tu decizi ca într-o situație. Unchiul nostru zicea așa, în momentul când avea cancer și era pe moarte, îi zicea la tata, astăzi, gol, m-aș duce de aici, aș da totul numai să mai pot trăi puțin. Nu m-ar mai interesa nimic absolut. Deci omul ar dori și să ia de la capăt. Deci nu-l mai interesează. E decizia lui de a avea o anumită atitudine într-un anumit set de împrejurări date. Și acum, ca viața să aibă un rost, zice Victor Frankl, trebuie să existe un sens și în suferință. Deci se gândea el, nu se poate, deci viața are un scop. Și suferința asta trebuie să aibă vreun scop. N-am studiat atent dacă el și-a dat seama pentru ce au suferit evreii, dar ar fi interesant să văd memoriile lui mai departe sau cărțile ulterioare dacă și-au dat seama de ce au suferit ei de fapt. El mai zice că suferința face parte din viață și că Nu poți fi dezrădăcinat din ea, la fel ca și moartea. Fără suferință și moarte, zice că viața omului nu este întreagă. Modul în care omul își acceptă soarta și suferința, modul în care își duce crucea, îi oferă oportunități ample, chiar și în cele mai teribile împrejurări, să adauge un sens mai profund vieții.
Scopul suferinței e să adaugi un sens mai profund vieții, să te încerce prin suferință Dumnezeu. Zice că el poate să rămână curajos, demn, altruist, în această luptă aspră. Sau poate fi și partea cealaltă, să uite de demnitatea umană, să ajungă ca un animal. Și atunci, aici este șansa omului de a folosi orice ocazie, de a atinge valorile morale într-o situație dificilă care îi le prilejuiește. Și tocmai acest fapt hotărăște dacă el este vrednic sau nu de suferințele sale. Vă dați seama ce scrie omul ăsta. E exact teoria suferinței scripturală. A fi vrednic de suferințe sau nu, a te bucura în suferințe. Să nu credeți că aceste considerații sunt rupte de viața reală sau îndepărtate de ea. Este adevărat că puțini la număr, auziți cum zice, puțini la număr sunt oameni capabili să atingă asemenea standarde morale. Asta e biserica. El despre biserică vorbește, dar nu-și dă seama. Numai puțini sunt cei care Dumnezeu îi va alege. Nu știm noi cine vor fi cei din 144, nimic, că de atâta timp se tot alege și încă nu-i aleasă. Și-au păstrat întreaga libertate interioară și-au ajuns la valori morale generate de suferința lor. Firește, puțini erau în stare să ajungă pe acele culmi spirituale înalte. Și acum e interesant, cum zice, și asta pentru lume iarăși sună ciudat. Doar câtorva li s-a dat șansa de a atinge măreția umană, chiar prin aparentul eșec sau prin moarte. Deci chiar prin moarte ei au fost biruitori. La fel cum și Domnul Iisus, prin moarte de fapt a biruit moarte. Deci prin moarte a echilibrat balanța. Și un lucru interesant care îl amintește, aceste lucruri nu s-ar întâmpla niciodată în condiții normale. Deci în condiții normale de stare normală a lucrurilor, nu s-ar întâmpla această cernere sau această sortare sau această curățire a aurului sau cum să-i mai spunem, ca să iasă zgura. Ne apropiem cei de încheiere, așa în 5 minute. Mai avem încă câteva idei. Să vedem ce înseamnă a te desăvârși prin suferință. Apostolul Ioan spune că trebuie să fim credincioși până la moarte. Și atunci să primim cununa vieții. Această încercare a noastră trebuie să fie specială în suferință, deoarece Satan provoacă încercări speciale pentru noi. Trebuie să fim învingători dacă vrem să primim premiu. De aceea trebuie să nu ne temem de metodele lui Satan, ci să fim credincioși până la moarte. Apocalipsa 2:10, nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi să vă încerce. Vei avea necaz de 10 zile, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Iarăși mai zice în 1 Petru 2:19 că este un lucru plăcut dacă cineva, pentru cugetul lui față de Dumnezeu, suferă întristare și suferă pe nedrept. Sau 1 Petru 5:10, Dumnezeul oricărui har care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere, vă va face neclintiți. Întrebarea care îl nedumerea pe Iov este aceeași care timp de secole i-a încurcat și pe alții. De ce anume permite Dumnezeu răul, calamitățile, necazurile? Noi știm că domnia păcatului și a morții sub Satan, prințul lumii acesteia, este permisă cel puțin pentru două motive. Probabil pentru o deplină experiență a păcatului, ca omenirea și în viitor îngerii și toți alte creaturi care noi probabil nu le știm să aibă de alte ranguri, să aibă experiența păcatului și ca un popor al lui Dumnezeu să fie ales, altfel nu se putea alege. Doar prin experiența păcatului se putea alege un popor ca să fie probat loial față de Dumnezeu. Dacă ne gândim cu mintea în viitor, putem afirma că experiența vieții de pe pământ poate va fi fost ceva unic, se va desfășura în fața noastră ca un episod din care fiecare am avut de învățat ceva sau vom învăța atunci cu atât mai mult. O perioadă de permisiunea păcatului pentru întreaga omenire în această noapte întunecoasă care nu va fi uitată niciodată. Dar se așteaptă o zi glorioasă a favorii divine introdusă prin Mesia, acest soare al dreptății, care va străluci peste tot și va aduce binecuvântare și vindecare tuturor. Citim în Psalmul 30:5, căci mânia lui ține numai o clipă și îndurarea lui ține toată viața.
seara vine plânsul, dimineața, veselia. Iarăși Apocalips 21:4, un verset plăcut nouă, el va șterge orice lacrimă din ochii lor. Moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. În încheiere, speranța noastră este învierea tuturor morților. Sfânta Scriptură ne ajută să înțelegem că moartea aceasta este doar un somn, moartea adamică. Noi înțelegem că toți oamenii sunt datori cu această moarte din cauza păcatului. În Ioan 5:28-29 se amintește că să nu vă mirați de lucrul acesta, căci vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui, vor ieși afară din ele, cei care au făcut binele pentru viață, cei care au făcut răul pentru vor învia pentru judecată. Și acum noi vedem o mare speranță care se va realiza în curând, și anume că această înviere a morților va fi reală, va fi un fapt real. Noi vedem că, de fapt, Dumnezeu și-a arătat iubirea sa sacrificatoare, agape, dând la jertfă pe singurul său fiu, care a biruit moartea, ca om perfect. Și mulți nu știu că în viitor apropiat se va zice unde ți este biruința moarte, unde ți este boldul moarte. Atunci Dumnezeu ne va duce la acel liman dorit, liniștea va domni în inimile noastre, așa cum vorbește psalmistul în 107, de la 28 la 32. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, El i-a izbăvit din necazurile lor, a oprit furtuna, a adus liniștea. Valurile s-au potolit. Ei s-au bucurat că valurile s-au liniștit și Domnul i-a dus la limanul dorit. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Și un ultim îndemn, în 1 Petru 4, de la 7 la 8, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelept, dar și vegheați. În vederea rugăciunii, mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii față de alții, căci dragostea acoperă o smedenie de păcate. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă mângâie, să vă aline suferința care o aveți fiecare în parte, să păstrați mereu în inimă speranța învierii morților, în acea împărăție bazată pe dreptate, pe iubire. Dumnezeu să ne ajute să fim parte din acea împărăție. Amin.